Un polițist de la penitenciarul Botoșan a murit la sfârșitul săptămânii trecute la Eforie Nord. Bărbatul a încercat să salveze un copil prins de valurile puternice de la Marea Neagră, însă nu a reușit să supraviețuiască. Totul s-a întâmplat vineri, iar timp de două zile salvatorii au încercat să-l găsească pe polițist. Din nefericire, trupul nensuflețit al bărbatului a fost adus de valuri la mal. Polițistul era căsătorit și avea doi copii.